make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit în sfârșit la cariera noastră de la FIFA. Mai exact FIFA 14 cu RNGP V5 și da, vom începe o carieră. Din păcate nu am fost 16, sunt cu 2 ani în urmă, dar voi încerca să-mi dau toată silința ca totul să iasă bine și frumos. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să susțineți această serie și eu sper să vă placă, deci să-i dăm bice. Să vedem manager, carier, iar echipa cu care vom face va fi echipa cu care vom face va fi Steaua, FCSB sau Steaua, cum vreți să-i spuneți. Eu voi da, nu voi fi în Europa League, deoarece eu voi fi Mirel Rădoi și voi repara, să zicem așa, greșelile pe care le-a făcut Rădoi și chiar staful lui și conducerea cu Argăseală și cu toți ăștia. Deci pot să spun că sunt Argăseală și Rădoi și voi încerca să repar greșelile Stelei. De aceea nu mă pun în Europa așa cum este Steaua. Steaua nu este în Europa în acest sezon, așa că așa fac și eu. Îl pun aici Argăseală și Rădoi, dar nu ajunge, stați, Argăseală, vom pune aici la mister, Argăseală și la manager Rădoi. Deci este Argăseală și Rădoi, sunt președintele și antrenorul, manager acestui club FCSB, vom da advance. Argăseală și Rădoi vin să facă performanță pe banca Stelei și ne vom descotorosi de jucătorii care eu consider că nu sunt de Steaua și vom încerca să aducem echipa la jucătorii care sunt acum în acest moment la echipa noastră. Deci, mai întâi, în primul rând, să facem formația cu care vom juca în această carieră. Eu voi alege un 4-3-3 atac, îmi place foarte mult această formație, să ne ocupăm de această listă cu jucători, să punem pe transferul, să terminăm cu un jucător cum este acest Păurceanu, Rusescu și Țucudean, iar Arlauskis la fel va pleca de la echipa noastră. Îi vom rezilia contactul și lui Tănase direct, să facem la fel cum face Steaua, Filip, pe transfer, pentru că mie nu-mi place de Filip, chiar dacă este încă păstrat de Steaua. Anhui împrumut, Breveld împrumut, nu putem să scăpăm acum de el, din păcate. La Tovleviș pe transfer, nu mai putem să-l punem pe alt, nu mai putem să reziliem contractul direct lui la Tovleviș și cam asta este. Eu voi încerca acum să găsesc un jucător, dar oarecare, aha, Iugurta Hamrun va veni la echipa noastră, eu sper că va veni, începem să-i dăm cu o sumă de 200.000 de euro pentru Iugurta Hamrun. Să înaintăm puțin. Și iată că a venit și primul nostru meci. Să vedem ce echipă am făcut până acum. L-am achiziționat pe Jean Sonia Senat de la Petrolul Ploiești. L-am dat la schimb cu Lucian Filip, care după părerea mea, nu prea are randamentul potrivit ca să facă față la Steaua, așa că al Senat este un jucător care poate face față. Dacă în realitate Rădoi și cu Becali chiar nu au vrut să se bazeze pe serviciile lui, au făcut o mare greșeală. Eu în FIFA o să vă arăt cât de util îmi va fi acest Jean Sonia al Senat, pentru că s-au cam pripit Rădoi și cu Becali, exilându-l pe Arsenat de la echipă, fiind într-un sezon chiar, sau acum două sezoane, acum așa, cel mai bun fundaș dreapta din România, sau acum un sezon, știu sigur că a fost cel mai bun fundaș dreapta din România. Adnan Aganovic, 520.000 de euro la luat de la FC Brașov, o sumă bună, un jucător bun, a semnat pe 3 ani cu noi. Dar și că este un pic în scădere, dar nu nimic, își va reveni el și va crește. Nu știu cât va crește, dar mie îmi place acest Aganovic, mai ales că
L-a luat Viitorul pe liber de contract de la Brașov și a făcut o figură frumoasă, acum este în Cipru în prezent al Nanovici. Cred că putea spera undeva chiar mai sus. Gregorie Tadei, luat pe 1.500.000 de euro de la CFR Cluj. În realitate, Steaua a plătit pe doar 500.000 de euro, apoi l-a trimis la echipa a doua, după care l-a readus la prima echipă. E bine, Gregorie Tadei, sperăm să facă ceva frumos cu noi. Eu știu că ne vom folosi bine de Gregorie Tadei. Iugurta Hamrun este un alt jucător pe care l-am achiziționat de la Oțelul Galați. Iugurta Hamrun, 25 de ani, 63 overall, 425.000 de euro am dat pe el. Știi cu toții, îl iubim și sperăm să dea aceeași... să dea același randament, să facă aceeași performanță, ba chiar mai bună și aici la noi. Și cam acestea sunt transferurile, am mai scăpat și de alți jucători, i-am vândut și i-am împrumutat pe unii jucători care am vrut pur și simplu să scăpăm de ei. Simulăm acest meci, să vedem ce vom face, pierdem din păcate, oh my god, oh my god, dar ce debut avem aici, ce debut avem aici la Steaua, nu e bine. Gregorie Tadei marchează la debut, egal în chiar în minutul 90, vedem aici, dar pierdem la penalti, ce păcat. Pierdem la penalti, nu mă așteptam la una ca asta. E bine, mergem înainte cu Cupa Ligii și fără Cupa Ligii. Trebuie să facem o performanță mare. Ne-au rămas Cupa României și campionatul de câștigat și trebuie să le câștigăm dacă vrem să facem ceva frumos. Până la urmă, Cupa Ligii nu este o prioritate pentru noi. Noi vrem să ajungem în grupele Champions League. Un alt meci important, suntem în Supercupa României împotriva celor de la Astra. Am văzut acolo că i-a dat ofertă și lui Pesania, lui Peterson Pesania. Vrem să luăm un portar cu experiență, pentru că pentru Liga Campionilor și pentru a câștiga campionatul nu este de ajuns să iai pe Cojocaru și pe Niță. Tadei va intra în atac și Iancu în acest meci, îl vom băga și pe Neagu. Și cam atât, cam atât vom lăsa pe echipciu titular. Să vedem cum ne vom descurca împotriva Astrei din Giurgiu. Oare ce rezultat vom ține? 2-0, înfrângere, încă o înfrângere din păcate, dar în Supercupa României, unde a pierdut-o Steaua și în realitate. Mergem, nu debutăm foarte bine la Steaua, dar sperăm să ne punem ușor, ușor pe picioare. Suntem aproape să-l achiziționăm pe Peterson Pesania. Să vedem dacă portarul brazilian va accepta oferta noastră. Aganovic este aproape și joace împotriva foastei sale echipe și jucăm cu același prim 11 din Supercupa României. Și facem un 0-0 și cu FC Brașov. Simulez acum mai multe meciuri, deoarece suntem în perioada de transferuri și vreau să termin cu achizițiile, după care vom vedea ce vom mai face. Iată că mai vine un jucător la echipa noastră, este vorba de Peterson Pesania, portarul de 34 de ani are Peterson Pesania, cu experiență mare. Într-un sezon a fost chiar și cel mai bun portar din România, acest Peterson Pesania. Ok, să facem echipa, după ce vom termina și transferurile, vom face și numerele jucătorilor. Mă gândesc să-l dau pe Adi Popa, să-l iau pe Marquinhos, nu știu ce să fac, aș face asta, sau un Bugema. Iată, simulăm, batem cu 4-1, Iugurta Hamrun o dublă, Tadei marchează încă un gol și Neagu se înscrie și el pe lista marcatorilor. Nici nu m-am uitat cine a marcat de la Ucluj. Vine un alt meci cu Gas Metan Media și vom face numerele la Steaua. Îi vom da lui Al Senat numărul 22. 22 pentru Al Senat, numărul 12 pentru Pesania. Lui Germen vom sta 16, iar Aganovic va primi numărul 18, liber, lăsat după plecarea lui Sân Martin. Kipciu, Adi Popa, Tadei va primi numărul 15, cum are de altfel acum la Steaua, 11 pentru Hamrun, Stanciu numărul 10. Nu cred că ne-ar mai trebui un jucător. Voi încerca să-l iau eu pe Marquinhos, pentru că este un jucător care mie îmi place foarte mult, un jucător care a trecut pe la Oțelul Galați și a lăsat o impresie chiar foarte bună.
Îl voi da pe Adi Popa pentru Marquinhos, da, știu, o să spuneți că sunt un cretin, că fac această greșeală și că vezi, Doamne, dar eu cred că o să fiu inspirat cu această mutare, care sper eu să o reușesc, de altfel. Marquinhos și să luăm și pe Muniru, nu știu dacă să luăm și pe Muniru, care este o forță naturii și ne-ar ajuta. Muniru, eu voi căuta un fundaș, un mijlocaș central în Liga 1. Să vedem oare ce vom găsi. Căutăm la ASEA Târgu Mureș, nu avem bani de bumba, Zicu în 2, Candrea în 2, nu are cum să vină la Steaua, nu o să vină la Steaua în 2, cum este el certat cu Steaua și știu pe cine să iau. Știu pe cine să iau, dragi prieteni, un jucător atât de bun, iată, Damian Bugema, 29 de ani, poate juca însă și la centru, exact ce ne trebuie, Damian Bugema. Începem să-i dăm cu ofertă de 600.000 de euro pentru acest jucător de 29 de ani, Damian Bugema. Cred eu că vom fi inspirați dacă vom face acest transfer. Meci cu Gaz Metal Mediaș în deplasare, să vedem cum ne vom descurca, simulăm și pe acesta. Doar 1-1, Kipciu și Lulacu sunt cei care marchează în acest meci. Și iată, oferta de 600.000 de euro este acceptată de cei de la Newell's. Să vedem, îi dăm un salariu de 8.000 și important, pentru că Crucial nu cred că va accepta, îi vom da important lui Bugema. Acceptă imediat și echipa lui Marquinhos, 4 ani, 15.000, Crucial, va juca meci de meci, vă dați seama la noi Marquinhos. Vrem să fac, adică totuși o să avem o echipă gen de la Petrolul, cu jucători de la Petrolul și jucători de la Oțelul Galați, pentru că, uite, Marquinhos, Bugema, Alsenat, Guilherme, mai este și Hamrun, deci o echipă frumoasă. Să vedem acum însă cum vom așeza primul 11 aici. În locul Aganovic va veni Bugema, cu siguranță. Stanciu, celălalt închizător, care a fost un închizător de profesie, Marquinhos și Hamrun, Tade, ok, Guilherme va fi titular pe stânga, Tamaș Varela în locul lui Tamaș, Pap și Alsenat, Pesania, tot de la Petrolul, mulți jucători de la Petrolul care îi aducem aici la echipa noastră. Aș mai lua un jucător tot care a trecut pe la Petrolul și acesta este... ar fi Teixeira, dar este destul de costisitor, Filipe Teixeira. Iată, vedem la Zaragoza și are contract pe 4 ani, dar oare pe cine să dau eu pentru Teixeira asta? Voi da pe Tamaș și 1.000.000 de euro. Este un jucător care cred că o să ne ajute pe noi, să ne luăm și un fundaș central, știu unul tânăr și cu potențial la free agents. Este vorba de Cedric Jugue, 21 de ani și vedem că are statusul bune, adică îi cresc foarte bine statusurile. 3.004 ani și squad rotation va fi statura în echipa noastră lui Jugue. O acceptă imediat, încă un transfer, am făcut multe transferuri, am schimbat multe echipa. Iată, vine și Damian Bugema pe un salariu de 15.000 de euro. Salariu bun, Zaragoza acceptă și ea oferta bună, spun eu, care le-am făcut-o celor de la Zaragoza pentru Filipe Teixeira, 33 de ani, un jucător cu experiență care iarăși ne va ajuta, dar nu acceptă, mărim salariu cu 30.000 de euro, tot pe un an și Crucial va juca Filipe Teixeira, un jucător care mie unul îmi place foarte mult și, din nou spun, a trecut pe la Petrolul. Petrolul a avut o echipă foarte bună într-un timp și știm cu toții asta. Din păcate, acum este pe ultimul loc și în proporție de 96% retrogradată. Ok, Alsenat, Pap, Varela, Guilherme, Teixeira, 74 overall are, foarte bun acest Teixeira, vedem că poate juca mai multe poziții. Teixeira, Kipciu, Hamrun, Tate și Marquinhos. Aceasta este echipa noastră cu care sperăm să ne descurcăm de minune. Stați puțin, Teixeira, Stanciu, Bugema. Oare o să intre Bugema aici? Uitați-vă și voi ce încurcătură mă pune pe mine Bugema. Va fi rezervă, din păcate, Bugema. Dar oricum o să mai joace și el, vă dați seama.
Bugema, Lukin iară nu-mi place de el, oricum mai este la Steaua, o scoatem din calcule pe Lukin. Mai punem pe banca de rezerve pe Neagu, Cojocanu în locul lui Niță și aceasta va fi echipa noastră. Să facem totuși numărul lui Teixeira, să punem numărul lui Teixeira, numărul 8, Marquinhos va avea numărul 17, care l-avea Teixeira, cred, nu, l-am pus lui Iancu, what the fuck. Marquinhos vreau numărul 17, Iancu numărul 19, mai bine așa. Ok, să vedem acum ce vom face, avem un meci cu Pandurii Târgu Jiu, dar pe teren propriu. Să simulăm acest meci și acest meci. Pentru acest prim episod, după cum vedeți, am făcut foarte, foarte multe transferuri, ne-am ocupat doar de transferuri. Iată meciul nostru, Tade, Marquinhos și Buge mai intră și el și marchează 3-2 împotriva celor de la Pandurii Târgu Jiu. Să vedem ce transferuri au făcut și la alte echipe, asta ia nimic. L-a cumpărat asta pe Mora cu 2.400.000 de euro. Iată că se investește și în Liga 1 și după ce CFR-ul vinde pe 1.500.000 pe Tade, dă 500.000 de euro și 550.000 de euro pe Tigerson. Bălgrădeam nu doar pe 700.000 de euro de CSU Craiova, Bad și Boned. 235.000 euro cumpărat de CSM Iași, echipă care din păcate nu s-a calificat în play-off, a terminat la un punct în spatele ultimei echipe calificate în play-off, ASEA Târgu Mureș, transfer făcut și pe 100.000 de euro la Ceac Lăul și Chiajna cumpără cu 40.000 de euro, Zalazar, Adler și Acuz vin la Dinamo, Nedelcearu vedem, cred că a fost împrumutat de Dinamo. Serhi Santos, 250.000 de euro venit la Petrolul, la FC Botoșani, cumpără și pe Seidu și Vintilă această FC Brașov după ce l-a vândut pe Aganovici. Dan Roman este vândut de Gazmeta Mediaș pe 400.000 de euro și Beciun Suc vine pe 180.000 de euro. Au cumpărat în total de 370.000 de euro și cei de la Oțelul Păcel au vândut pe 425.000 de euro la noi pe Hamrun. Prepeliță venit la Pandurii, împrumutat de Pandurii de la noi. Asenat și pe Sania venit de la Petrolul la noi, deci pe Sania au vândut doi jucători și l-au luat pe Filip și Nicolov, pe 250.000 de euro a plătit pe Nicolov. SMB luat pe 300.000 de euro la Rapid, SMB în realitate este la Dinamo în acest moment și este unul din golgheterii acestei echipe, care este pe val în acest moment în Liga 1. Noi am cumpărat jucători de 4.200.000 de euro și am vândut doar de 750.000, deci este foarte, foarte bine asta pentru noi. Adică Steaua când să investească atât de mult, nu știu să fie ospătată. Suntem, după părerea mea, favorită la titlu cu acest lot. Și ce pot să spun, dragi prieteni, decât că acesta a fost episodul nostru, primul nostru episod de la Career Mode cu Steaua București, Argăseală și Rădoi. După cum vedem, transferurile făcute de Argăseară și Rădoi sunt acestea. Sperăm să vă placă mult și să ne susțineți în continuare. Nu uitați să lăsați un like, coment să vă spuneți părerea. Până data viitoare, eu am fost Ultra, rămâneți cu bine și sayonara!